Cunoscutul realizator de televiziune, Răzvan Dumitrescu, a prezentat, luni din presa străină, o dezvăluire halucinantă în care Ursula von der Leyen, marea șefă a Uniunii Europene, se dovedește a fi și ea direct implicată în traficul de influență pe bani, exercitat de firmele din Qatar la nivelul Uniunii Europene. Cred că nu o prinde primăvara la conducerea acestei importante instituții continentale.